Pe 20 de ani au plâns după Domnul. Alexandru Dumare și o carte pe 20 de ani se referă la altceva. Ce s-a întâmplat în acești 20 de ani? Inima lor era împietrită. 20 de ani de împietrire. Pe 20 de ani de împietrire au plâns după Domnul. Ce s-a întâmplat în acești 20 de ani? Erau amorțiți aveau ritual, aveau doctrină, aveau pentateuhul, slujbele mergeau, deci programele erau șnur. Dar ceva lipsea? Și ce lipsea? Pasiune pentru Dumnezeu. Aveau programe, nu aveau pasiune pentru Dumnezeu. Aveau scripturile, nu aveau pasiune pentru Dumnezeu. Aveau jertfe, dar nu aveau pasiune pentru Dumnezeu. După 20 de ani, ceva s-a aprins în ei, în fiecare, de la copii până la vârstnici. Au început să plângă după Domnul. Interesant versetul ăsta. După 20 de ani au plâns după Domnul. Dumnezeu să ne trezească pasiunea pentru El. Nu trebuie să treacă 20 de ani din viața ta. Să plângi, adică să dorești, să, să, să fii incandescent pentru Dumnezeu. Poți să trăiești această viață de pasiune pentru Dumnezeu în fiecare zi. Ca să înțelegem subiectul pasiune pentru Dumnezeu, trebuie să înțelegem că Dumnezeu este Sfântă Trăime. Un singur Dumnezeu în trei persoane. Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul, Dumnezeu Duhul Sfânt. Și fiecare persoană are voință proprie. Sunt una, dar au lucrări distincte. Sunt din eternitate, cu co -etern, coegali, dar roluri diferite. De aceea, vorbind de pasiune pentru Dumnezeu, așa să vorbim întâi despre pasiune pentru Dumnezeu Tatăl, apoi pasiune pentru Dumnezeu Fiul și apoi pasiune pentru Dumnezeu Duhul Sfânt. Noi trebuie să avem pasiune pentru fiecare persoană a Sfintei Trăim și Dumnezeu să ne ajute. Credem în Sfânta Trăime, credem în Tatăl, în Fiul și Duhul Sfânt. Cum am fost botezați? am fost botezați în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Noi trebuie să avem pasiune pentru Tatăl, trebuie să avem pasiune pentru Fiul, trebuie să avem pasiune pentru Sfântul Duh. Nu trebuie să încurcăm lucrurile. Unii încurcă Sfânta Treime. Ei zic că Isus este Tatăl nostru. Isus nu este Tatăl nostru. Isus este Fiul lui Dumnezeu. Iisus este mirele nostru, este fratele nostru mai mare, are mai multe denumiri, dar nu este tatăl nostru. Unii încurcă lucrarea botezului cu Duhul Sfânt și se roagă așa, Duhul Sfânt botează-mă cu Duhul Sfânt, dar botezul cu Duhul Sfânt nu-l dă Duhul Sfânt. Știți cine dă botezul cu Duhul Sfânt? Iisus. Iisus este botezătorul cu Duhul Sfânt. Și apoi, darurile Duhului Sfânt, le dă Duhul Sfânt. Și spune Scriptura că Duhul Sfânt dă darul cum vrea El. Deci aici este decizia strictă a Duhului Sfânt. La cine se dă darul și cum vrea să dea darul. Deci, avem o sfântă trăime, cu voință proprie fiecare persoană a Sfintei Trăime și noi trebuie să avem relație corectă și cu Tatăl, și cu Fiul, și cu Duhul Sfânt. Pentru că am fost botezați în acest nume al Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt, de aceea trebuie să avem o relație corectă cu fiecare din persoanele Sfintei Trăime. Să luăm această relație cu Tatăl, această pasiune pentru Dumnezeu Tatăl. Și că au plâns după Dumnezeu. Ce înseamnă să plângi după Dumnezeu? Ce înseamnă să plângi după ceva? Înseamnă că acel ceva îți lipsește, că dorești acel ceva. Noi trebuie să dorim intens pe Dumnezeu, dragii mei. Dumnezeu să fie zilnic în gândul nostru. Dumnezeu să fie zilnic în ruga noastră. Dumnezeu să fie zilnic în inima noastră pasiune pentru Dumnezeu. Dumnezeu să întărească această pasiune. Vorbim de pasiunea pentru Dumnezeu Tatăl. Citim în Luca 10 cu 27 porunca cea mai mare este să iubești pe Domnul Dumnezeu tău. Cum să iubești pe Dumnezeu tău? Toată inima ta, tot cugetul tău, cu toată puterea ta, cu toată ființa ta. E cea mai mare poruncă. Aceasta este o poruncă a pasiunii pentru Dumnezeu. Deci vedeți că cea mai importantă poruncă din Biblie este cea a pasiunii pentru Dumnezeu, pentru că a iubi e pasiune. Să iubești pe Dumnezeu tău și spune cum să iubești toată ființa ta, toată puterea ta, tot cugetul tău, toată gândirea ta, toată energia ta. Respectăm prima poruncă, dragii mei, hai să ne verificăm în seara asta. Iubim așa pe Dumnezeu? Împlinim noi porunca aceasta cea mai importantă a pasiunii pentru Dumnezeu? Iubim pe Domnul cu toată inima noastră? Sau 70% Dumnezeu, 10% Baal, 10% Astarte, 10% alți idoli? Astăzi să scoatem idolii din mâna noastră. Idolii nu ne lasă să iubim, să știți? Dacă nu ne curățim inima, dacă nu scoatem lucruri care trebuie scoase din inima noastră, obiceiuri, cuvinte, atitudini, Dumnezeu să ne ajute să le scoatem. Atunci pasiunea noastră pentru Dumnezeu se va prinde. Dacă nu scoate în nu se va prinde. David spune așa în psalmul 18 cu 1, Te iubesc din inimă, Doamne, tăria mea. Când ai spus ultima oară lui Dumnezeu, te iubesc? David a spus. Te iubesc din inimă, Doamne, tăria mea. Te iubesc din inimă. Ce lui Dumnezeu nu poți să-i spui, te iubesc. Dumnezeu așteaptă să-i spui, te iubesc, Doamne cuvintele trezesc pasiunea pentru Dumnezeu. Și spune versetul 2, dar el și-a plecat urechea spre mine, de aceea îl voi chema toată viața mea. Iubesc pe Dumnezeu care își pleacă urechea spre mine. Iubesc pe Dumnezeul care, la, care îi pasă de mine. Spune așa, psalmul 116 cu 2, și-a plecat urechea spre mine. Dar uitați în psalmul 116 cu 1 ce spune. Iubesc pe Domnul că celălalt de glasul meu cele mele. Iubesc pe Domnul. Vezi, îmi san îmi san era exprimată iubirea de Dumnezeu. Iubesc pe Domnul. Am pasune pentru Dumnezeu. E vorba de Dumnezeu Tatăl aici. Și de ce îl iubesc? Pentru că aude glasul meu. Aud, dragii mei, chiar dacă suntem nevrednici, Dumnezeu vrea să audă glasul nostru. Chiar dacă suntem păcătoși, Dumnezeu vrea să audă glasul nostru. Știți că unii nu se roagă? Știți ce motiv au? Păi o stare păcătos roagă și atunci. roagă și atunci, dacă ești tare păcătos. Glasul tău se de la Dumnezeu. Cere iertare, cere îndreptarea vieții. Dar să nu stai tăcut. Iubesc pe Domnul că ce de glasul meu și cererile mele. Foarte important să iubim pe Domnul. În adolescență am avut așa experiență cu Domnul. Eram la bunici, camera lor de oaspeți. Și mă rugam. Și în timp ce mă rugam acopleșit așa un val de iubire din partea lui Dumnezeu, abia am rezistat la valul ăla de iubire. Plângeam și strigam la Dumnezeu. Și am simțit că Dumnezeu mă iubește și că trebuie să-l iubești eu pe Dumnezeu. Dar chiar dacă nu avem experiențe la fel, noi trebuie să avem experiențe cu Dumnezeu. Trebuie să avem experiențele pasiunii cu Dumnezeu. Noi trebuie să spunem lui Dumnezeu zilnic, te iubesc, Doamne Dumnezeule. Te iubesc din inimă, Doamne. Ajută-mă să trăiesc o viață pe placul Tău. Noi trebuie să slujim pe Dumnezeu din iubire, dragii mei. Nu din frică. Dacă iubești în dragoste, nu este frică. Și dragostea izgonește frica. Temerea de Dumnezeu trebuie să izvorească din iubire de Dumnezeu. Sunt beneficii incredibile, dragii mei, dacă îl iubim pe Dumnezeu. Deci nu fac cum fac politicienii campanii electorale beneficii incredibile. Nu, exact, o să vedeți că sunt beneficii incredibile. În Romani 8 cu 28 este versetul care prezintă un beneficiu incredibil dacă iubești pe Dumnezeu. Știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Dragii mei, vreau să Dezvolt puțin acest verset. Știm! Ce știm? Că toate lucrurile lucrează, adică lucruri bune, lucruri rele, lucruri triste, lucruri vesele, lucruri de suferință, lucruri de plăcere. Toate lucrurile lucrează împreună. Spre binele cui? A celor ce iubesc pe Dumnezeu. Deci acest, această promisiune, acest beneficiu incredibil este valabil doar pentru o singură categorie de oameni. Cei care iubesc pe Dumnezeu, cei care au pasiune pentru Dumnezeu, au acest beneficiu. Tot ce se întâmplă. Uitați la Iosif, l-a iubit pe Dumnezeu. Era cât pe ce să fie omorât. A fost aruncat în groapă, a fost scos, a fost vândut, a fost trădat. Apoi învinuit pe nedrept. Dar Dumnezeu a țesut lucrurile, firul istoriei personale ca toate lucrurile să lucreze spre bine lui Iosif. Așa înțeleg și pentru noi. Dacă noi iubim pe Dumnezeu, dacă noi avem pasiune pentru Dumnezeu, Dumnezeu țese toate lucrurile bune, rele, triste, vesele, durere, plăcere, totul țese spre binele nostru. Așa e cu un beneficiu incredibil. Incredibil. Atâta liniște îmi dă cu 28, că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Versetul ăsta este greu de crezut, dar să știți că e inspirat de Duhul Sfânt. Și dacă acum ești într-o stare de durere, într-o stare de trădare, într-o stare de abandon, într-o stare de tristețe, dar tu iubești pe Dumnezeu, să știi că e valabilă promisiunea. Dumnezeu se toate lucrurile să lucreze spre binele tău. Nu știu cum face Dumnezeu lucrul acesta, nu știu cum face individual cu fiecare, dar cred cuvântul Domnului. Și Pavel spune, știm deci nu e o chestie de confuzie, nu e o chestie poate, da, poate nu, e o siguranță. Știm că toate lucrurile, fiți atenți, toate lucrurile lucrează împreună spre bine cu acelor ce iubesc pe Dumnezeu, acelor care au pasiune pentru Dumnezeu. Este un beneficiu fantastic pentru noi. În 1 Ioan 4 cu 19 până la 21 spune cuvântul lui Dumnezeu noi îl iubim pentru că El ne-a iubit întâi. Noi avem această pasiune pentru Dumnezeu pentru că întâi El a avut pasiune pentru noi. Deci este o reciprocitate. Nu de ce Dumnezeu să-L iubim până n-a arătat El iubire? Și care-i culmea acestei iubiri? Jertfa lui Iisus Hristos, care a murit pentru noi când eram păcătoși. Slăviți să fie numele Domnului. Noi îl iubim că El ne-a iubit întâi. Dacă zice cineva, eu Iu iubesc pe Dumnezeu și urăște pe fratele său, este un mincinos că cine nu iubește pe fratele său pe care îl vede, cum poate să iubească pe Dumnezeu pe care nu îl vede? Și aceasta este porunca pe care avem de la el. Cine iubește pe Dumnezeu, iubește și pe fratele său. Dacă ai pasiune pentru Dumnezeu, asta înseamnă relație pe verticală, se vede și pe orizontală, iubești pe fratele tău. Nu poți să zici că iubești pe Dumnezeu dacă nu iubești pe fratele tău. Maica Tereza, a ajuns așa de notorietate mondială, a avut grijă de cei mai nenorociți oameni din India. Ani de zile, aind de zile. A ridicat zeci și zeci de alți voluntari care să aibă grijă de cei mai nenorociți, pe care nu-i băga nimeni în seama. Și totul a fost motivat de pasiune pentru Dumnezeu. Să mergem în istoria noastră. Primii pentecostali, și ce au avut ei deosebit? pasiune pentru Dumnezeu, a avut foc pentru Dumnezeu. A avut foc pentru Dumnezeu. Iubeau pe Dumnezeu intens. Mă duc aminte în regimul comunist când organizam colinde la țară și am mers într-un sat fără biserică pentecostală. Până ne-am dus cu gândul să și evangelizăm, Am folosit ocazia de colindă. Ne primeau oamenii, nici nimeni nu respins. Fiecare casă ne primeam. Și acolo, noi nu doar colindam, vorbeam și din cuvântul lui Dumnezeu. Și ce s-a întâmplat? După un timp s-a plantat o biserică acolo. Pentru că oamenii au fost atenți de cuvântul lui Dumnezeu. Au fost atenți și de cântări. De la această pasiune de a transmite cuvântul. În ultimii ani, această pasiune de a transmite cuvântul celor necredincioși a devenit așa mai, o pasiune mai mică. Dumnezeu să ne trezească pasiune. Pasiune pentru Dumnezeu. Prima parte. Pasiune pentru Dumnezeu, Tatăl. Iubesc pe Domnul, că ce de glasul meu și cele mele. Te iubesc din inimă, Doamne, tăria mea. Toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Noi îl iubim că El ne-a iubit întâi doar câteva aspecte ale pasiunii pentru Dumnezeu Tatăl. Să mergem la a doua parte, iubirea față de Dumnezeu Fiul. Iisus a avut 12 ucenici. Cel mai vocal dintre ei era Petru. Cel mai vocal, cel mai cu gură mare, vorba asta, nu? Și l-a trădat pe Iisus. A zis, nu-l cunosc. Adică stai după trei ani și ceva, tu zici că nu-L cunosc pe Iisus, îl trădesc pe Iisus. Cred că noi nu l-am fi reabilitat pe Petru pentru fapta asta nici zece ani. Așa suntem noi. Știți câte zile au trecut până Iisus l-a reabilitat? Doar câteva zile. Și după înviere Iisus s-a întâlnit cu Petru la Marea Tibereadă, era cu alții câțiva. Și, -și ce l-a întrebat? O singură întrebare de bază i-a pus. Nu l-a întrebat, fiți atent, nu l-a întrebat. Mă, Petre, cum de mai trădat? Nu ți-e rușine, mă? după trei ani, știi, stilul românului. Cum de mai trădat? trădat? Nimic din toate astea. Nu Chiar așa ești, Petru, chiar mai trădat? Nimic din toate astea. Și ce întrebare i-a pus Iisus la trădătorul Petru după înviere? Mă iubești? Adică eu sunt interesat să ai pasiune pentru mine. Că dacă ai pasiune pentru mine, nu mă vei trăda. Că dacă ai pasiune pentru mine, vei rămâne statornic. De problema, rădăcina vieții noastre spirituale este pasiunea pentru Isus Hristos. Mă iubești? Mă iubești, Petre? A insistat Isus cu această întrebare și așa insistă Isus și în această seară și te întreabă și eu nu știu numele tău, dar Isus rostește numele tău și pune numele tău acolo, mă iubești? Te întreabă Isus, mă iubești? Doamne, Tu toate le știi. Doamne, Tu știi cât te iubesc sau cât nu te iubesc. Doamne, ajută-ne să ne crească iubirea față de Tine. Pasiunea față de Tine. Petru a fost reabilitat după câteva zile și a devenit omul de bază la Rusalii, vestit Evanghelia, aproape 3.000 de oameni s-au botezat. De ce? Pentru că a început să-L iubească din nou pe Iisus. Omul care a predicat la Rusalii n-a fost omul care l-a trădat pe Iisus, a fost omul care a început să aibă pasiune din nou pentru Iisus. Noi trebuie să avem din nou pasiune pentru Iisus, să ne echilibrăm viața spirituală. Suntem în dezechilibru, fiindcă nu avem pasiune pentru Iisus. Ne reechilibrăm viața dacă noi regăsim această pasiune pentru Isus. Dumnezeu să ne ajute să ne reechilibrăm viața. Este o referință care mi se pare ciudată în Biblie. Apocalipsa 2 de la 1 la 7. Hristos vorbește bisericii din Efes. Hristos inspectează toate bisericile și uitați că la Biserica din Efes atâtea lucruri bune are Biserica din Efes. Să citim referința despre Biserica din Efes în Apocalipsa 2, de la 1 și în continuare. Iată ce zice cel ce ține cele șapte stele în mâna dreaptă și cel ce umblă prin mijlocul celor șapte sfeșnici de aur. Uitați laudele la adresa Bisericii din Efes. Știu faptele tale. Erau fapte bune, dragii mei. Știu osteneala ta. Ei aveau eforturi pentru Domnul. Știu răbdarea ta. Răbdau pentru Domnul. Și că nu pot suferi pe cei răi. Că pus... Deci nu erau corupți. Fiți atenți. Biserica din Efes era o biserică care nu era coruptă. Ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt cei găsit mincinoși. Deci nu puteau veni înșelători, apostoli mincinoși, învățătorii doctrină curată, eforturi religioase, fără corupție, Biserica din Efez. Știți ce am zice noi? Nota 10. Așa da. Biserica din Efez, dau nota 10. Dar uitați ce zice Iisus Hristos Bisericii. Continuă să-i laude. Știu că ai răbdare, că ai suferit din pricina numele meu. Deci Biserica din Efes a și suferit pentru Iisus și n-ai obosit. Versetul 4. Dar ce am împotriva ta? este că ți-ai părăsit dragostea dintre. Mă, fiecare credincios să înțeleagă, nu programele, nici măcar lipsa de corupție, nici măcar suferința, nici măcar efortul, nu sunt suficiente. Avem nevoie de pasiune pentru Isus. Asta reproșează Isus Bisericii din Efes, o biserică extraordinară, mai rar așa ceva în zilele noastre am ceva împotriva ta, biserică din Efes, ceva, eu, Iisus vorbește deschis, nu vorbește diplomatic și așa, să te înconjoare, cuvinte dulci, siropoase. Te apreciază Iisus întâi și apoi te critică Iisus. Ăsta e stilul Iisus. Întâi apreciază, apoi critică. Ar fi bine să ne însușim și noi acest stil. Că noi întâi criticăm și mai uităm să mai apreciem. Rămânem doar cu critică. Nu suntem stilul Isus. Așa e valabil în relațiile noastre. Întâi să apreciem, apoi să criticăm. Așa, a făcut Iisus cu Efesul. ai părăsit dragostea din tăi. Deci a avut loc o părăsire. Poți, cum părăsești un loc? Părăsești casa părintească. Tu ți-ai părăsit dragostea din tâi. Ce era dragostea din tâi? Era această pasiune pentru Iisus de la începutul lor. Iubeau pe Iisus. Iisus are nevoie să-L iubim, nu doar de ritual, nu doar de rutină, Hristos vrea să-L iubim, să-L iubim intens. Vedeți, de la Petru asta așteptat, de la biserica din Efes, Efes acest lucru a așteptat. Ți-ai părăsit dragostea din tâi, mergi așa pe drumul tău religios, dar fără să mă iubești, nu te mai gândești la mine. N-ai această pasiune pentru Isus. Noi trebuie să avem pasiune pentru Isus, să fim înflăcărați pentru Isus. Hristos zice, Am, asta e împotriva ta, și Isus vine și cu amenințare, cu avertizare. Care e avertizarea? Adus dar aminte de unde ai căzut. Pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale din tăi. Altfel voi veni la tine și îți voi las sfeșnicul din locul lui dacă nu te pocăiești. Și din nou îi laudă, urăși faptele din pe care și eu le urăsc. Chestiuni de imoralitate. Deci erau și morali. Dacă nu te întorci la dragostea din tăi, voi lua sfeșnicul din locul lui. Nu vei mai lumina. Te vei stinge. Dacă n-ai pasiune pentru Isus, te vei stinge. Chiar dacă ești o biserică evanghelică, chiar dacă ești o biserică pentecostală, dacă nu iubești pe Isus, te vei stinge. Vei pălpăi? Stinge. Pentru că Isus se ține cuvânt. Voi lua sfeșnicul din locul lui. De aceea, dragi mei, să strigăm și să postim. Doamne, dăm pasiune pentru Isus. Domne, ajută-mă să mă întorc la dragostea din tâi. Să mă întorc la starea aceea de unde am căzut. Să mă întorc din starea aceea pe care am părăsit-o, că se folosesc ambele expresii. Ai părăsit și ai căzut. Uneori uităm că trebuie să-L iubim intens pe Iisus. Suntem religioși, ținem doctrina curată, urăm pe Nicolaeți faptele lor, apostolii mincinoși, îi punem la punct, nu avem corupție, avem droctină curată. Zice, insu insuficient, zice Iisus. Eu am ceva împotriva ta. Apreciez lucrul ăsta, apreciez că ai suferit pentru mine. Sunt, dragii mei, lucruri pe care Iisus le apreciază în viața noastră, dar are ceva împotriva noastră. Dacă ne-am părăsit dragostea din tăi, Iisus are acest lucru împotriva noastră. Să ne întoarcem înapoi la dragostea din tăi să ne întoarcem înapoi la această stare de flacără pentru Isus, de iubire față de Isus. Isus vrea, nu vrea numai să fim religioși și atât, Isus vrea să-L iubim intens. Pentru că cea mai mare poruncă să iubești pe Domnul Dumnezeul tău e valabilă la fiecare persoană Sfintei Trăim. Pentru că Dumnezeu nostru este Tată, este Fiul și este Duhul Sfânt. Dacă noi nu vom fi incandescenți pentru Isus, suntem într-un pericol. În Ioan 12, cu 1 la 3, vedem un exemplu, un exemplu de iubire. Și fiți atenți că acest exemplu de iubire a fost un exemplu criticat. Adică nu au fost mulțumiți ucenicii. Nu au fost mulțumiți. În loc să aprecieze ucenicii această stare, unul dintre ei a luat cuvântul și a zis altceva. Hai să vedem ce s-a întâmplat. Ioan 12, cu 1 la 3. Cu șase zile înainte de Paști, Iisus a venit în Betane, unde era Lazar, care a fost mort și pe care îl învia să din morți. Acolo i-au pregătit o cină. Marta slujea, iar Lazar era unul din cei ce se ședeau la masă cu el. Maria a luat un litru cu mir de nart curat de mare preț, a uns picioarele lui Iisus și a șters picioarele cu părul ei și s-a umplut casa de mirosul mirelui. Iuda a comentat la asta. Ce înseamnă lucrul acesta? litrul cu mir de nart curat de mare preț. Să știți că era o jertfă imensă. Era foarte scump. Multe zile de muncă. Multe zile de muncă să poți cumpăra un litru de mir de nart curat. Și ce a făcut Maria? A uns picioarele lui Iisus, i-a șters picioarele cu părul ei. S-a umplut casa de mirosul mirului. Aici vedem pasiune pentru Iisus. Dar această pasiune costă, dragii mei. Costă. Pe, pe Maria a costat. Dacă avem pasiune pentru Isus, ne va costa. Să știți, ne va costa. Spune Scriptura că cei ce doresc să trăiască cu evlavia în Hristos Isus, cum vor fi? Vor fi prigoniți. Să știți, vor fi prigoniți. Te costă, te costă prigoana, și spune în Luca, predica de pe podiș, fericirile, vă vor izgoni dintre ei. M-a abordat un om care a avut o funcție înaltă în guvern. Și omul iubește pe Isus. Pocăită. Și au început să-l izgonească din anumite domenii. Și știți ce ziceau? Să punem la punct pe pocăitul. Să-l punem la punct pe pocăitul. Exact cum spune în Scriptura. La Vă vor izgoni. Asta e prețul, că iubești pe Isus. <laughs> Unii te vor izgoni. Ești deci gata să plătești prețul? Unii te vor prigoni? Dragii mei, a fost un preț al pasiunii pentru Isus. Această femeie lăsați acest parfum de mare preț, spune Scriptura. Tu, până la ce punct ești gata să mergi în pasiunea ta pentru Isus? Cât ești în stare să plătești în pasiunea ta pentru Isus? Cine va căuta să scape viața, o va pierde. Dumnezeu să ne ajute să-L iubim intens pe Isus. Nu este ușor să arăți iubire în orice situație. Dar Dumnezeu ne poate ajuta. Amin. Nu este ușor ca în orice situație să demonstrezi că Îl iubești pe Isus, dar Dumnezeu ne poate ajuta. Dumnezeu așteaptă de la noi pasiune pentru Isus. E un model, Maria. Toată casa s-a umplut de mirosul acesta, de parfumul acesta. Când sunt oameni care iubesc pe Isus, casa, locul unde stau, muncesc, se închină, locuiesc, se umple de acest parfum al iubirii de Isus. Sunt oameni care în pușcărie au umplut pușcăria de parfumul iubirii de Isus. Nu doar Urban, ci alții. El a stat mult, Urban, în închisoare, 14 ani. A fost alții care au stat 10, 8 pentru credință, mai ales în anii 50. Stalinismul, post-stalinismul, erau creștini pe capete, închiși în pușcării, indiferent de confesiune. Unii au transformat chiar și pușcăria într-un loc al parfumului iubirii pentru Isus. Dacă tu iubești pe Isus, tu transformi locul unde stai într-o casă a parfumului iubirii pentru Isus. Așa cum Maria a transformat casa unde era, s-a umplut casa de mirosul mirului, tu vei umple casa de mirosul iubirii de Isus. Știți că cel mai important lucru în viață este să iubim pe Dumnezeu? să avem pasiune pentru Dumnezeu. Dar să nu uităm că pentru noi Isus este mirele nostru. Noi suntem mireasa lui Isus. Toți cei care sunt uniți cu Isus prin credință, sunt născuți din Dumnezeu, sunt mireasa lui Isus. Și spune în Apocalipsa, ultimul capitol, și Duhul și mireasa zic vino. Adică Duhul Sfânt trezește această pasiune după Isus. Duhul Sfânt ne ajută să avem pasiune pentru Isus. Mireasa trebuie să aștepte revenirea lui Isus. Mireasa trebuie să aibă pasiune pentru revenirea lui Isus. Să dorească revenirea lui Isus. Avem în imnologia noastră evanghelică, imnologia noastră pentru că o stară cântă ce despre revenirea lui Isus. Noi trebuie, să, noi trebuie să fie flacăra asta. Vino Isuse. Maranata, vino Isuse. Te doresc, Iisus, ești mirele meu, ești Domnul meu, ești Mântuitorul meu. Pentru noi, Iisus, este Mântuitorul nostru și mirele nostru și vrem ca El să revină. Și cum spunea poetul Bihorean, trei ani de dorul tău, Iisus iubit, dragostea tarsă ta și inima și sufletul și fața mi se întors. Treci peste anii viitor, treci. O mire drag și vino. Ne du mai sus, mai sus de nor în țară de lumină. Vin o mire drag. Când tu ai pasiune pentru Isus, ai pasiune și pentru revenirea lui Isus. Dar uneori uităm și trăim de parcă Isus n-ar mai reveni sau ar reveni, dar nu ne mai gândim la această revenire a Lui. În Ioan 14 cu 23 ni se spune Dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu și tatăl meu îl va iubi. Noi vom veni la el și vom locui împreună cu el. Cum dovedești că ai pasiune pentru Isus? Păzești cuvântul lui Isus. Deci nu este un emoționalism. un încearcă să pună pe primul loc în viața lor de credință emoționalismul? Nu. Este o ascultare de cuvântul lui Dumnezeu. Dacă mă iubește cineva, a cuvântul meu. Dar cum să păzești cuvântul dacă nu-l citești, dacă nu-l cunoști, dacă nu, -l te hrănești cu el? Spune în Coloseni, cuvântul lui Hristos să-l din belșugă voi. Să locuiască din belșug din belșug, inima mea să fie plină de Cuvântul lui Hristos, mintea mea să fie plină de Cuvântul lui Hristos. Când Cuvântul lui Hristos, sunt îmbibat de Cuvântul lui Hristos, eu pot să ascult de Cuvântul lui Hristos. Dar este o promisiune. Dacă mă iubește cineva, va păzi Cuvântul meu și noi vom veni la el și vom locui cu el. Hai să ne adâncim în această expresie. Care noi vom veni la el? Cine? Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. E vorba de Dumnezeire. La, la, care? La om. La omul la simplu. Poate fără școală sau cu școală, sărac sau bogat, nu contează, bolnav sau sănătos. Noi vom veni la el și ce vom face? Vom locui. De aceea, dragii mei, să medităm la expresia asta, noi suntem templul Duhului Sfânt. Noi suntem templul lui Dumnezeu. Dumnezeu locuiește în noi. În noi locuiește Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Noi vom veni la El și vom locui cu El. În noi locuiește Dumnezeu. Dar te întreb, dar cum în trupul ăsta atât de bolnav, în trupul ăsta în care pun atâtea pastile? Da, în trupul în care pui pastile. Pentru că trupul acesta va deveni odată trup nemuritor. Trupul acesta, supus putrezirii, va deveni odată trup nemuritor. Dacă vine Hristos în timpul vieții tale, trupul tău va fi transformat într-un trup de glorie. Dacă vei muri, vei fi înviat într-un trup de glorie. Viitorul trupului nostru este trupul nemuritor, trupul plin de glorie, trupul plin de slavă. Deci avem un viitor luminos, dragii mei, chiar dacă e trupul actual e bolnav și îmbătrânit și obosit, vom avea trupuri noi, slăvit să fie Domnul. Dar în schimb, Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Dumnezeu locuiește în trupul ăsta. De carne, locuiește noi. Suntem Templul Duhului Sfânt. Suntem Templul lui Dumnezeu. Hristos promite, noi vom veni la El și vom locui cu El. Cine mă va iubi? Așa spune Cuvântul meu. Dacă mă iubește, cineva va păzi Cuvântul meu. Deci, promisiunea aceasta locuirii este pentru cine mă iubește. Vedeți, pentru cine mă iubește? Acolo vom locui. Nu vom locui unde nu, suntem, unde nu sunt iubit, Hristos locuiește unde este iubit. De aceea Dumnezeu să ne dea pasiune pentru El, să-L iubim din toată inima noastră. Vedem o altă imagine a pasiunii pentru Isus Hristos, pentru Fiul Plânsul Mariei după Isus în Ioan 20,11. Suntem în perioada după Înviere. Și Maria nu știe ce s-a întâmplat cu adevărat. Citim în Ioan 20, 11, dar Maria ședea afară lângă mormânt și plângea. Să te lângă mormânt și De ce plângea Maria? A fost băzută de cineva? Nu. Plângea după Isus. Așa cum au plâns, în unul Samuel citim că au plâns după 20 de ani, tot așa Maria nu a trecut decât câteva zile, nu? Și a plâns după Isus. Pe când plângea s-a plecat să uite mormânt. Versetul 13, acești îngeri care erau acolo au întrebat, o femeie, pentru ce plângi? Pentru că au luat pe Domnul meu și nu știu unde l-au pus. De ce a plâns? Pentru Domnul. După Domnul a plâns Maria. Nu știu unde-i Domnul. Dacă nu știi unde-i Domnul în viața ta și simți că e distanțat de tine vremea să plângi după Domnul, Domne, te vreau înapoi în viața mea. Te vreau înapoi în sufletul meu. Maria a plâns după Domnul. Oare plânge și noi după Domnul? Este această pasiune? Am văzut pasiune pentru Dumnezeu Tatăl, pasiune pentru Dumnezeu Fiul, cum să ne uităm la pasiune pentru Dumnezeu Duhul Sfânt. De Rusalii, Duhul Sfânt a venit pe pământ. Eram regimul comunist la evangelizare în curtea unei case am strâns zeci de oameni. Au venit și miliția, nu poliția, era miliție pe vremea. Fine. Și am întrebat pe oameni, cine e cel mai puternic în satul vostru? Multe păreri au, Ghiță, Cosmin, Ioan, Vasile. Mă zic eu, da, da, e de Dar cel mai puternic, cine, cine e la voi cel mai puternic în sat? Cine e cea mai puternică persoană de pe pământ? Duhul Sfânt. Fiți atenți, Duhul Sfânt e cea mai puternică persoană de pe pământ. Duhul Sfânt are rațiune, are emoție, are voință. De la Rusarii, Duhul Sfânt este acea persoană din Sfânta Trimie care este pe pământ și cea mai puternică persoană de pe pământ este Duhul Sfânt. Pe tot pământul e cea mai puternică, deși deci în satul era cea mai puternică persoană. Tu știi că Duhul Sfânt e cea mai puternică persoană de pe pământ? De ce ne-a dat Dumnezeu Duhul Sfânt? Vă dau un alt mângâietor, zice Iisus, care să mână cu voi. Mângâietor, apărător, paraclet. Iubim paracletul, iubim mângâietorul, iubim apărătorul nostru. Ne-a dat Duhul Sfânt să ne apere, ne-a dat Duhul Sfânt să ne mângâie, ne-a dat Duhul Sfânt să ne călăuzească. Iubim pe Dumnezeu Duhul Sfânt. ne n-am fost botezați doar numele Tatălui și Fiului, ne am fost botezați și numele Duhului Sfânt. De aceea trebuie să avem pasiune pentru Dumnezeu Duhul Sfânt. Această pasiune începe să cerem Duhul Sfânt. Spune în Luca 11 cu 13, Tatăl vostru care este în ceruri, va da Duhul Sfânt celor ce îl cer. Cu mulți râd de ideea de stăruință. Dar de versetul ăsta este un argument pentru străință. A cere, a insista în cerere. Adică Dumnezeu Tatăl va da Duhul Sfânt celor care au pasiune după Duhul Sfânt. Pentru că dacă tu ceri și ceri cu insistență, înseamnă că ai pasiune pentru Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne înțelească pasiunea după Duhul Sfânt. Să dorim Duhul Sfânt. Să nu ne dăm bătuți, să cerem insistent. Doamne, vreau Duhul Sfânt în viața mea. Duh Sfânt să lucreze în viața mea. Dar acest Duh Sfânt al lui Dumnezeu poate fi întristat. Și prin întristarea Duhului Sfânt noi stingem pasiunea pentru Duhul Sfânt. Cum poate fi întristat Duhul Sfânt al lui Dumnezeu? În Efesem 4 cu 30 vedem cum poate fi întristat Duhul Sfânt. 4, 30, 31 Ce să nu întristați pe Duhul Sfânt, zice în FSM 4 cu 30 din care ați fost pecetuiți pentru ziua răscumpărării. Și aici, în versetul 31, vedem cum putem să stingem Duhul Sfânt, să întristăm Duhul Sfânt, cum putem să stingem pasiunea pentru Duhul Sfânt în viața noastră. De aceea trebuie să scoatem aceste lucruri din viața noastră. Hai să vedem această listă de lucruri care întristează Duhul Sfânt, care sting pasiunea pentru Duhul Sfânt. Deci orice amărăciune, când lași ca mărăciunea să-ți domine viața. Dragii mei, toți suferim. Toți avem nedreptăți. Toți avem dezamăgiri. Dar nu trebuie să avem amar în inima noastră să ne domine. Să scoatem orice amărăciune. Amărăciunea întristează Duhul Sfânt. Amărăciunea pe care o lași în inima ta stinge pasiunea pentru Duhul Sfânt. Orice iuțeală, orice mânie, Acum unii se apără că sunt mânioși, că așa e stilul lor, dragii mei, așa e stilul tău, dar trebuie să stăpânești mânia. Nu te poți scuza că așa e stilul tău. Orice mânie, pentru că la mânie vorbești ce nu trebuie, la mânie faci ce nu trebuie, la mânie uneori ești violent, la mânie uneori te porți într-un mod pe care ți rușine mai târziu. Mânie, orice mânie, Mânia întristează Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu. Mânia stinge pasiunea pentru Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu. Orice strigare, orice clevetire. Dragii mei, observat că în ultimii ani clevetirea a atins cote de nebănuit. Unii aud ceva despre cineva, al doilea înflorește. E tăvălugul ăsta, știi? înflorim lucrurile. Adevărul, ai auzit ce a făcut celălalt? Tu mai adaugi ceva? Clevetirea întristează Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Clevetire este când spui un lucru neadevărat despre cineva cu scopul să fie umilită persoana Dar de multe ori vorbim din neștiință. Am auzit ceva, nu verificăm. Este bine când auzim ceva rău să tăcem și să verificăm. Mai ales pe net. Netul a devenit locul unu de clevetire. Incredibil. Ce multe minciuni să zic despre robii lui Dumnezeu, despre oamenii lui Dumnezeu. Dar zice, orice clevetire întristează Duhul Sfânt. Doamne, vrem să ne pocăim de clevetire. Amen. Unii interpretează, dragii mei, nu vă dați seama, diavolul, distruge biserici cu clevetire. Dacă trebuie să ne pocăim de un lucru, zice, orice clevetire, clevetirea întristează Duhul Sfânt, ne mai mirăm că nu lucrează Duhul Sfânt între noi, <laughs> tu clevetești. Dragii, dragul meu ascultător, degeaba strici tare în rugăciune dacă ești clevetitor. Tu ai întristat Duhul Sfânt și ai blocat lucrarea Duhului Sfânt. Nu urletul te face să te asculte Domnul, da, Iisus se ruga cu strigăte mari și cu lacrimi, dar nu era clevetitor. Poți să strici cu strigăte mari și cu lacrimi. Elimină clevetirea din viața ta. Și apoi spune cuvântul lui Dumnezeu, orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Orice fel de răutate. Știți că sunt mii de forme de răutate? Să ai răutate în familie, față de soțul, soția ta, copiii tăi, să ai răutate în biserică, să ai răutate la locul de muncă, orice fel de răutate să piară. Nu cumva sunt, știți că sunt, unii la unii sunt răutăți în haine de pocăit. Răutăți în haine de pocăit. Cele mai greu de detectat, răutățile în haine de pocăit. Dar Duhul Sfânt le detectează, Duhul Sfânt se întristează și tu stingi pasiunea. N-am făcut eu lista asta, orice fel de răutate. Vreau să mă opresc la răutățile în familie. Unor se observă răutăți în familie, enorme răutăți în familie. Că e primul loc, nu? Pentru tine, de viață. Dumnezeu să facă să eliminăm orice fel de răutate. Amin. Sunt unii care își pedepsesc tovarășul de viață și nu vorbesc cu ei zile în șir, chiar luni de zile nu vorbesc cu ei. Doar în scris. Costel, du-te acolo, fă asta, dar nu vorbesc cu ei. Formă de răutate. Iartă cum Hristos te-a iertat și pe Nu ține forme din astea de răutate. Vedeți, toate astea întristează Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Pentru pasiunea aceasta față de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, trebuie să ne uităm și la un alt aspect. La ascultare de Duhul Sfânt. Fapte 10 cu 19 și 20. Duhul i-a zis, nu? Apoi i-a zis Duhul Sfânt. Duhul Sfânt a vorbit cu Petru. Cu Petru ăsta care a fost reabilitat de Domnul. Și ce a zis Duhul Sfânt? Să meargă, să meargă în casa lui Corneliu. Fapte 10 cu 19, Duhul i-a zis. Și în fapte 11 cu 12, Petru spune în felul următor, Duhul mi-a zis, mi-a spus să plec cu ei fără să fac deosebire. Duhul mi-a spus să plec cu ei. Interesant, Duhul Sfânt vorbește. Duhul Sfânt comunică cu tine. Atunci când ai pasiune pentru Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu, tu asculți vocea Duhului Sfânt al Lui Dumnezeu. Știți de ce nu mai auzim vocea Duhului? Fiindcă nu mai avem pasiune pentru Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu. Devenim sur spirituale și avem nevoie de vindecare a surzenii noastre spirituale. Pasiunea pentru Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu, se arată și împărtășia cu Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu. 2 Corinteni 13 cu 14. Harul Domnului Isus, Hristos și dragostea Lui Dumnezeu și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toți. Împărtășirea. Ce înseamnă împărtășirea? Să împarți. Duhul Sfânt împarte cu tine ceea ce are. Tu să împarți cu Duhul Sfânt ceea ce ai. Inima ta, viața ta, trupul tău, existența ta. Și când avem această împărtășire cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, în noi se produce roada Duhului Sfânt. Pentru că, dragii mei, nu noi producem roada Duhului Sfânt, despre care citim în Galateni, nu? Nu noi producem această roadă. Duhul Sfânt produce în noi. Noi avem împărtășire cu Duhul Sfânt și Duhul Sfânt produce în noi această roadă nu o facem singuri, nu suntem independenți, independenți de Duhul Sfânt, nu putem face roada Duhului Sfânt. Care este această roada Duhului Sfânt? Spune cuvântul lui Dumnezeu, Galaten 5 cu 22, roada Duhului, la singular, este dragostea. Vedeți? Dacă ai pasiune pentru Duhul Sfânt, ai dragoste, bucuria, pacea, îndelungă răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Nu în însușire ale roadei Duhului Sfânt. Doar dacă avem împărtășirea cu Duhul Sfânt, Duhul Sfânt ne ajută să rodim roada Duhului Sfânt. Ca și creștini trebuie să dorim roada Duhului Sfânt în viața noastră. Să dorim. Primele trei elemente sunt fantastice, nu? Atractive. Dragostea, bucuria, pacea. Ies la iveală rapid. Știți de ce dragostea celor mai mulți se va răci în vremea din urmă? Pentru că nu vor mai rodi roada Duhului Sfânt. Va fi absentă această roadă, vor avea religie, vor avea ritual, vor avea rutină, dar nu vor avea roada Duhului. Pentru că nu poți avea roada Duhului dacă nu ai părtășie, dacă nu ai pasiune pentru Duhul Sfânt. Noi trebuie să avem pasiune pentru Duhul Sfânt, să ne împărtășim cu Duhul Sfânt și să rodească Duhul Sfânt roada Duhului în noi. Vedeți ce beneficii are această pasiune pentru Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu. Și un aspect care aș vrea să închei de viitor la părtăși, pasiunea pentru Duhul Sfânt este dorința de a fi plin de Duhul Sfânt. Dacă ai pasiune pentru Duhul Sfânt, vei căuta să fii plin de Duhul Sfânt. Să fii plin de Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu. Este această poruncă în FSM 5 cu 10, fiți plini de Duh. Deci e valabil pentru fiecare creștin. Fiți plini! Adică depinde de voi dacă sunteți plini sau nu. Plinătatea Duhului Sfânt este experiență repetabilă. Botezul cu Duhul Sfânt este experiență unică în viața unui om. Nu se întâmplă Nu nici botezat cu Duhul Sfânt de zeci de ori. O dată. Dar umplut cu Duhul Sfânt poți fi de zeci de mii de ori. Dumnezeu să ne reumple cu Duhul Sfânt. Ce înseamnă umplerea cu Duhul Sfânt? Când Duhul Sfânt domnește în viața ta, îți umple mintea, îți umple inima. Ai pasiune pentru Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și spune în Cuvântul lui Dumnezeu, în fapte 2 cu 4, și tot s-au umplut de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum le-a dat Duhul să vorbească. La mei, e foarte importantă vorbirea în limbi. Unii își bat joc de ea mai ales pe net, e jocorită vorbirea în limbi. Unii o pun la manifestări cu probleme de psiatrie, cei care vorbesc în limbi. E un dar al Duhului Sfânt care va fi până vine Isus. Cine vorbește limbi se zidește pe sine Cu Duhul spune taine. S-au umplut cu Duhul Sfânt și au orbit în alte limbi. Dar sunt multe, multe alte lucruri în care se manifestă umplerea cu Duhul Sfânt, nu doar în vorbea limbi. Umplerea cu Duhul Sfânt se manifestă și în atitudinea față de cuvânt. Fapte 4 cu 31. După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunat și toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Au prins curaj. Deci, interesant, umplerea cu Duhul Sfânt le da curaj. Societatea viitorului va fi o societate a fricii. George Orwell, în romanul 1984, a avut dreptate. Viitorul, un viitor distopic, un viitor al fricii. Ca să, când suntem umbluți cu Duhul să noi primim curaj. Noi biruim frica. Deci ca să fim oameni biruitori în viitor, trebuie să fim umbluți cu Duhul Sfânt ca să rezistăm. Dacă nu, ne va și frica. Am vorbit despre pasiunea pentru Dumnezeu. După 20 de ani au plâns după Domnul. S-a reaprins pasiunea. Toată casa lui Israel. Copii, adolescenți, tineri, adulți și vârstnici. Să ne rugăm astăzi, Doamne, vrem să avem pasiune pentru tine. Amen. Să cerem pasiune pentru Tatăl. Să împlinim porunca aceea, cea mai importantă. Să iubim cu toată inima, cu tot cugetul pe Tatăl. Să iubim pe Isus. Ne întreabă Isus astăzi, mă iubești? Și pune numele tău în loc de Petru. Doamne, ajută-mă să te iubesc. Amen. Să nu uităm pasiunea pentru Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu. Să ne împărtășim cu Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu. Să nu întristăm pe Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu. Ta, lista aceea cu întristările Duhului. Doamne, vrem pasiune pentru Dumnezeu Tatăl, pentru Dumnezeu Fiul, pentru Dumnezeu Duhul Sfânt. Ne-am fost botezați în numele Tatăl, a Fiul și a Duhul Sfânt și noi mergem pe calea îngustă, având pasiune pentru Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, până vom ajunge în cer, unde ne vom întâlni cu Tatăl, cu Fiul și cu Duhul Sfânt. Haideți să ne în picioare, să cerem aceste lucruri și în același timp să și mulțumim pentru această seară. Amin.